No patience, I had enough. Spent too much time through these phases. It's just not adding up. Felt all alone on the stage. Wanna get my passion up. It's over, pack it up. Don't walk away from me. When the night falls, make the right call, or she'll be gone forever. I need a little bit of patience. Bine clicul la acest videoclip. Ăsta e Mindful, eu sunt Andrei. Iar astăzi vom vorbi despre ce să faci atunci când cineva e supărat pe tine. Înainte de videoclip, nu uita să te abonezi la canal și nu uita că am și Facebook, Instagram și TikTok, le pun acum pe toate pe ecran ca să poți să vezi mai mult content de la mine, pentru că, crede-mă, I work my ass off. Ce să faci când cineva e supărat? Păi, în primul rând, hai să vedem de ce cineva este supărat. Păi, cineva este supărat pentru că ai o relație cu persoana respectivă. Fie că e vorba despre iubitul sau iubita ta, fie că este vorba de părinții tăi, fie vorba că este despre un prieten, ai o relație. Relația respectivă înseamnă relația pentru tine. Relația pentru tine reprezintă o relație. Relația pentru tine este ceva foarte valoros, pentru că noi ca oameni apreciem foarte mult oamenii. Da, noi ca oameni apreciem mult oamenii și relația pe care le avem cu ei. Iar știința spune că cele mai importante lucruri pe care le avem, și spun asta într-un mod mai metaforic, dar așa este, sunt relațiile. Ele ne fac să fim fericiți, ele ne fac inclusiv să trăim mai mult. Da, prietena mea. Dar ce faci în momentul în care ai un conflict cu cineva sau persoana respectivă este supărată? Cum o ajuți? Dacă o persoană este supărată pe tine, înseamnă că cel mai probabil te-ai certat cu ea și ai avut un conflict, indiferent că este unul mai mare sau unul mai mic. Ideea e că oamenii, în mare parte, în momentul în care au o dispută cu cineva, au un conflict intern, mai mic, mai mare, habar n-am cum. Nu prea știu să reacționeze sau să managereze situația. Și în cele mai multe situații, ambele persoane sau cel puțin una dintre ele este mai rănită decât ar trebui să fie. Ipotetic vorbim să spunem că până să ajungi ca cineva să fie supărat pe tine sau viceversa, ar trebui să te cerți, te înfurii pe persoana respectivă. Înainte să faci asta, de acum înainte, adu-ți aminte ceea ce voi spune acum, pentru că chiar este important și poate te va ajuta pe viitor. Când ai un conflict cu cineva, nu trebuie să te cerți cu persoana respectivă, și sună puțin ciudat, trebuie să te cerți cu comportamentul ei. Pentru că, din categoria relație, fie că familia ta, iubitul, iubita sau un prieten foarte bun, o prietenă foarte bună, ai o relație foarte bună. Deci, by default, vă iubiți, dacă pot să spun așa, ții la persoana respectivă foarte mult. Plecând de la ideea că iubești persoana respectivă și ții la ea, ar trebui să te gândești că de ce aș vrea eu să mă iau de tine atâta timp cât nu mi-ai făcut neapărat ceva foarte rău. De aici îmi vine și confuzia de conflict. În momentul în care te cerți cu cineva, ar trebui să te cerți cu comportamentul persoanei respective. Ar trebui să îi observi atitudinea, comportamentul, starea pe care o are față de tine sau viceversa. Mai exact, nu trebuie să jignești persoana respectivă, nu trebuie să-i aduci acuze, trebuie să-i spui că, hei, ceea ce ai făcut sau, hei, ceea ce ți-am făcut a fost asta și îmi pare rău. Nu ar trebui să punem accentul pe persoană. De ce? Pentru că rupem relația, o distrugem, dacă pot să spun așa. Pentru că dacă atacăm persoana, noi practic nici măcar nu vrem să exprimăm ce vrem să spunem, faptul că, hei, m-a deranjat că ai făcut lucrul respectiv. Înțelegeți unde vreau să bat? Noi suntem deranjați pe ce a făcut o anumită persoană, nu pe cine a făcut-o, pentru că știm cine a făcut-o. A făcut-o persoana apropiată. Astfel, managerarea unei dispute trebuie să fie puțin mai altfel. Poți să spui, hei, ești nesimțit, când mai degrabă ar trebui să spui, hei, să știi că ceea ce ai făcut m-a deranjat foarte mult. Propoziția, hei, ceea ce ai făcut m-a deranjat foarte mult, are o conotație internă, o pun către mine. Oarecum asta este o vorbire asertivă. În cele mai multe situații, oamenii fac în felul următor. Bă, ești nesimțit, de ai dat cu perna în mine, dar nu ți-e rușine, eu am făcut atâtea lucruri pentru tine și tu dai cu perna în mine, dar nu ești recunoscător. Ipotetic ar trebui să fie altfel. Adică așa. De ce dai cu perna după mine? Ok. Da, prietena mea. Hei, de ce ai dat cu perna după mine? M-a durut, adică tu n-ai văzut, dai așa fără să te uiți? Evident îmi exprim furia, îmi exprim emoțiile, dar nu atac persoana. Pentru că by the end of the day este o persoană la care țin, așa că n-ar trebui să mă iau de ea. Pentru că evident îmi periclitez oarecum relația sau I'm gonna damage it too much. Ai aruncat cu perna în mine, să știi că pe mine m-a durut și sună stupid ce zic, poate. Sună foarte siropos, dar credeți-mă, this is how you should talk to someone. Mai pe scurt, am pus pe mine problema. Hei, m-a durut pe mine. Nu, tu ești nesimțit, ai dat cu perna pe mine, nu ți-e rușine. Sau alte chestii.
Este cel mai basic, simplu exemplu pe care pot să-l arăt cu o pernă, dar este atât de powerful. Pentru că poți să extrapolezi problema asta cu perna sau cu orice altă dispută la alte situații din viața ta. Bottom line, nu te iei de persoană. Nu te deranjat persoana care a aruncat cu perna, te-a deranjat acțiunea în sine. Acum revenind la cum să te comporți cu cineva atunci când e supărat. Am vorbit asta before the conflict, acum să vedem în conflict, când cineva e supărat pe tine sau în cazul în care tu ai supărat pe cineva. Ce faci? Noi ca oameni, evident, avem foarte multe metode de a rezolva o problemă. În cazul dat, hai să ne atașăm, hai să vorbim despre stilurile de atașament, ca să avem un lucru concret. Dacă vrei să afli ce sunt stilurile de atașament, o să pun link aici sus pentru că am făcut un videoclip despre asta și are sens cu videoclipul. Dacă vrei, poți apăsa acolo și revii aici. Să presupunem că o persoană are un stil de atașament anxios, evitant și securizant. Ce face fiecare dintre persoanele astea în momentul în care a supărat pe cineva? Sau invers, ea a supărat pe cineva. În momentul în care o persoană securizantă, cu un atașament securizant, a supărat pe cineva, se va duce și va vorbi cu persoana respectivă. Nu va lăsa situația în aer. De ce face asta? Pentru că o persoană cu stil de atașament securizant nu este frică de emoții și se simte, mă rog, nu se simte confortabil, dar nu fuge de ele în prima fază. O persoană cu stil de atașament securizant va duce problema în fața ta, în fața voastră și va încerca să rezolve problema respectivă. Nu să lase niciodată sau nu să te lase niciodată să stai singur, să nu știi ce simți, să nu vină până la tine. He will reach you, she will reach you. Acum revenind invers, dacă o persoană cu atașament securizant este rănită, ca să spun așa, ce ar trebui să faci? Ar trebui ca tu să te duci la fel până la ea, să vorbești. Hei, uite, ne-am supărat, ne-am certat. Eu cred asta, eu simt asta, eu văd asta. Pentru că o persoană cu stil de atașament dorește să primească același lucru mare parte, atâta timp cât ei securizează persoana respectivă și merg către ea, chiar dacă nu le place, ar vrea să primească același lucru. Dar depinde ce fel de persoană ești tu. Să vorbim despre persoanele cu atașament evitant. Ce fac ele în momentul în care cineva le-a supărat? O persoană cu un atașament evitant, când este supărată pe cineva, fuge. Fuge la propriu. Fuge ori de persoana respectivă, ori de emoțiile pe care le creează situația respectivă sau pur și simplu se ridică frumos și se duce afară. Încearcă să evite cât de mult situațiile emoționante în care este pusă să simtă. Prin fugă, prin evitare, ei bine, nu ajunge cam nicăieri, pentru că în momentul respectiv, dacă ai fugit dintr-un conflict, pe moment te simți bine și este o atitudine de coping sănătoasă, dar pe termen scurt. Însă pe termen lung, în momentul în care te întorci la persoana respectivă, te întorci în conflictul pe care l-ai lăsat intact. Practic, problema, conflictul nu a dispărut nicăieri, e tot acolo. Ce face persoana cu atașament evitant? Păi pleacă din nou. Și tot așa. Practic, nu ajungi nicăieri, te învârți în cer. Problema nu se rezolvă, eventual problema se uită sau se dispersează de la sine. Ce faci cu o persoană cu atașament evitant pe care ai supărat-o? Ei bine, aici ține de tine. Dacă și tu ești evitant la rândul tău sau ai un atașament anxios sau ai un atașament securizant. Cea mai bună, ca să spun așa, este cea de la atașamentul securizant. Să încerci să te duci către persoana respectivă, to reach out to her și să spui, ok, hei, uite, hai să vorbim. Dar să știți că nu multe persoane fac lucrul ăsta. Pentru că multor persoane chiar le frică să intre într-un conflict sau le frică să simtă, să stea în emoțiile respective. O persoană cu un atașament evitant nu o să vină niciodată la tine să vorbească cu tine lucrurile astea. Pentru că ei nu îi place starea respectivă și astfel o evite cât poate de mult. Cum rezolv un conflict cu o persoană cu stil de atașament evitant sau să presupunem că amândoi aveți stil de atașament evitant? Ar trebui unul dintre voi să se ducă la celălalt. Încă o dată, aici vreau să vorbesc și la toate exemplele pe care le-am dat, ține atât la relațiile de familie, de cuplu sau de relații cu prieteni. Cu cât înțelegi mai bine persoana, cu atât distrugi conflictul respectiv și pui o nouă cărămidă la relația ta cu persoana respectivă. Ce face o persoană cu atașament anxios dacă este supărată pe tine? Te va face să te simți nașpa. Mai exact îți va spune felul următor. Ești supărat? Nu contează. Ar trebui să știi. Știți persoane de genul? Nu, n-am nimic. E ok. În cazul dat nu este evitare, ci mai degrabă este, o să vedeți. De ce se numește stil de atașament anxios? Se numește și ambivalent, pentru că este ambivalent, trece de la o stare la alta. Mai exact, din starea respectivă de nu e nimic, eu sunt bine, ar trebui să-ți dai tu seama, o stare oarecare indiferentă, în cazul dat ea nu evită, pentru că stă în situația respectivă,
la modul 5 minute mai târziu, ești nesimțit. Păi, dar tu n-ai văzut că sunt supărat, de ce n-ai venit la mine să ne la? Cam așa face o persoană cu stil de atașament anxios. Acum este ok, pare că e ok sau se maschează a fi ok, ulterior nu mai este și îți va scoate ochii că ai făcut ceva greșit. Ce faci dacă ești tu o persoană cu stil de atașament anxios? Păi o să faci cam același lucru. Acum persoana o să creadă că ești ok, după te iei de aia după o anumită perioadă de timp, iar persoana respectivă nu va mai ști ce să înțeleagă de la tine. Ce să faci când o persoană este tristă sau supărată în urma unui conflict cu tine? Ar trebui să te pregătești emoțional, să-ți iei toate armele de care ai nevoie ca să rezolvi problema respectivă. Pentru că dacă nu o rezolvi, problema nu va pleca absolut nicăieri. Dimpotrivă, dacă nu o rezolvi, va rămâne acolo, undeva într-un sertărel. Relația, indiferent despre care relație vorbim, va fi afectată, mai mult sau mai puțin, pentru că problema respectivă nu a fost discutată. S-ar putea să plângi, s-ar putea să râzi, s-ar putea să te simți furios, dar cam așa e viața și cam așa sunt relațiile. Și dacă vrem să avem relații solide, ar trebui să reconstruim. Sper că ți-a plăcut ce ai văzut până acum. Nu uita că am Facebook, Instagram, TikTok, mă găsești și pe alte platforme. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să dai like, share și subscribe. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei. Să ai o zi frumoasă, pa! Feels like I'm gonna break.